Bună seara! Bună. Oleg, vreau să te rog un lucru, pentru că eu nu știu să postez un fapt care m-a uimit profund. Săptămâna aceasta am fost cuprinsă de un șoc emoțional profund. Eu și mi-am schițat aici de foaie. Dar eu am ușeam să vă expediez dumneavoastră o fotografie. Am făcut screenshot la un comentariu al meu și am primit un comentariu de la o doamnă, care scrie în chirilică și îmi spune acolo că Dodon este bun. O părere. Nu, ea și mă învinuiește pe mine acolo. Adică eu, până la moment, eu nu i-am răspuns. Dar vreau pe dumneavoastră ideea mea care a fost. Pentru că eu, după ce am citit acel mesaj, mă gândeam, zic, cum să-i răspund eu că este bun? A, ea mă întreabă. Ea spune de ce el este bun. Deci eu vreau să zic în public acum, ca impresia mea pentru ce este, poate el este bun. Este bun pentru o mamă, pentru soție, dar eu zic, el este bun, în primul rând. Pentru a spune minciuni cu Toana, este bun pentru a se plimba, a se pârli pe unde îi convine lui, este bun să cheltui banii noștri, este bun să mă mintă pe mine când îi mărește pensia, de asta e bun. Este bun să ofenseze copiii mei din diaspora, este bun să... Deci, stați că am uitat eu încă. Credeam că v-a deranjat femeia aceea atât de tare încât vreți să o dați și pe ea în judecat sau să o denunțați la poliție pentru injurii. Dar văd că doar nu sunteți de acord cu opinia ei. Și de ce nu-i scrieți o replică acolo? Dar eu, e prea puțin cine o să audă, pentru că mine tare, tare m-a șocat chestia asta. Cum poți tu să crezi într-un om atâtea minciuni? Că el îmi spune ca să vină la mine să vadă cum stau eu acum în casă. Nu, Dodon, la poartă la mine n-ai să vii, plășintă la mine, nu ați să ne lăsa plășintă prăjită la mine la poartă. Vă dați seama, cum e poți stare tu de să urgență și el e șeful comisiei sau cum se cheamă chestia aceea de echipei de urgență. Așa că el poate să vină peste oricine, să facă orice. Acum e un fel de dictatură și stare de război, doamnă. În toată lumea e cam așa. Ce avem, ce conducere avem, probabil pe aceea o merităm. Cum am ales, așa o să ne scoată din criză. Sunt de acord, Oleg, stai că ai atins altă problemă, altă latură, nu problemă, dar alt factor. Că el poate să vină. Apropo, a fost în sat la o nevastă care are 3 copii, adică tripleț are. Înainte intra el în casă, vă dați seama, polițiștii au scotoșit tocmai și îndulat. Bine, dacă tu vrei să vii la mine, hai că eu, da, poftim, vin la mine în casă, cu o bucată de pâine te servesc, dar nu abuziv. Vreau să mai zic încă, pentru ce este bun Dodon? Pentru că ce face flotări? Pentru că el este doctorul Moldovei, să mă scuzați. Pentru asta el este bun. Pentru că el, eu vă spun, haideți, dacă o să postăm acest, nu, vă rog, postați-l și vreau să primesc atâtea comentarii ca să mă convingă cineva pentru ce este el bun. Pentru că pentru mine el nu este bun, absolut pentru nimic. El vrea să facă ore online, unde s-a văzut să facă ore online, domnul Oleg și ceilalți care m-au auzit să ne spună. În toată lumea deja se fac vânzări online, ore online, nunți online, totul se face online, iată și noi deja facem interviurile online, uitați-vă la televiziuni, toate fac acum jurnalism online, cam astea-s vremurile, secolul 21, stare de pandemie, cam totul se fie online. Oleg, tot săptămâna asta am auzit un strigăt al unui munteanu Ion, dacă nu greșesc, un vârstnic de 87 de ani, e ceva strigător la cer, ne găsiți, oricum, lumea tot a văzut. Sau săptămâna aceasta am văzut atâtea adresări, o fostă elevă de-a lui, spune că eu sunt la Moscova, adică am rămas în neputință. Și Dodon se laudă că se roagă cu lacrimi. Unde? Care-s lacrimi? Cine-o rup pantalonii, genunchi, rucându-se la dânsul? Spuneți-ne! Am dat și un interviu cu un om din Spania care zice că a adunat listă de 150 de oameni moldoveni care au rămas fără de lucru și nu au din ce să trăiască în Spania și vor acasă și nu-i răspunde nici Chicu, nici Dodon. Dar, cum v-am zis, ce-am ales, aceia avem.
Ăsta e șeful statului, el e șeful echipei de situație excepțională. Când o să avem ocazia, la toamnă, când o să mai fie alegeri prezidențiale, poate alegem altul. Deocamdată, pe el îl avem, e Igoreca nostru, cu el defilăm. Și internetul probabil tot de el depinde, dar am văzut că vă lăudați că v-a dat Orange internet.